Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru luni. Așa cum v-am promis, au apărut în mare parte toate zodiile pentru 2023. Mai am uh, pentru trei zodii de filmat. Nu cred că voi filma astăzi, duminica. Mă simt destul de obosită și chiar simt nevoia să mă odihnesc pentru că urmează o săptămână plină și pentru mine, ca pentru fiecare dintre voi. Vor apărea probabil luni următoarele trei filmări, pentru că, repet, nu vreau să trag mai mult de mine, că apoi e posibil să-mi iau vreo o vacanță așa în ghilimele, fără să vreau și uh, rămâneți și voi fără fără previziuni timp de vreo săptămână, așa că e ok să luăm lucrurile încet și sigur. Uh. Se simte în continuare în ziua de luni acea tensiune, acele nebunii, da, pe care le vedem în jurul nostru, acea problemă legată de comunicare, de înțelegere, una spunem, alta înțelegem în egală măsură uh, se păstrează acea idee în care oamenii se împart între două categorii. Adică sunt cei care sunt destul de liniștiți, cei care sunt destul de Înțelepți ca să spun așa și între cei care sunt superficiali și care nu știu când se uită la un lucru, nu citesc titlul până la capăt sau știu eu dintr-o întreagă poveste, înțeleg doar o singură frază care culmea și deranjează, adică lucrurile acestea se simt în aer. Din acest motiv, așa cum am vorbit deja în filmarea pentru 1 decembrie, e o lună în care ni se cere să dăm puțin un pas în spate, să fim sinceri cu noi, să lăsăm lucrurile să curgă normal. Ziua de luni este foarte interesantă, luna se află tot în taur, se simte bine acolo, se întâlnește cu Uranus, se întâlnește cu nodul nord, se ceartă cu nodul sud, bineînțeles, dar avem multă susținere în ziua de luni. Uh mai ales cei care sunteți pregătiți să priviți lucrurile altfel, tot ce ține de zona aceasta materială. În ce sens? Nu știu, o haină e bună dacă îți place și dacă stă bine pe tine, mai lasă firma, mai lasă nu știu ce chestii, că nu știu cât de mult te ajută. Este o zi în care ni se cere în egală măsură să ne lăsăm așa conduși de, de anumite elemente. Este o zi cu surprize în egală măsură și foarte interesant mi se, fapt, mi se pare faptul că avem extrem de multă susținere. Tot din tot ceea ce ține de spirit, tot ceea ce ține de toleranță de pace, o să vorbesc exact pentru fiecare zodie în parte și avem marele preot, marele preot care vorbește despre. Acea conexiune divină pe care o avem cu anumiți oameni. Tot această carte vorbește despre um, asocieri, despre căsătorii, dar, în general vorbind, cred că este o zi de luni în care putem să găsim soluții, soluții cât mai potrivite, aș spune eu, la anumite probleme. Energia generală este cumpătarea care reprezintă zodia săgetător în tarot. Deci, la mulți ani celor născuți pe 5 decembrie, pentru că o să fie o zi extrem de interesantă. O să fie o zi plină cu spirit, o zi în care mai avem acolo niște portițe de salvare, dar atenție, sunt portițe, să spun așa, destul de mici, sunt portițe prin care nu Pot trece mulți oameni, dar cei care aveți spiritul curat, sufletul frumos, și bineînțeles că cei care vreți să trăiți cât mai mult în pace, în liniște, departe de lucrurile acestea zgomotoase, pentru voi e o zi foarte frumoasă. Bun, și acestea fiind spuse, te invit să cauți zodiile de care ești interesat, vezi și de la zodie și de la ascendent, vezi și ce fac persoanele cele mai dragi ție. Nu uita de filmările pentru această săptămână 5-11 decembrie, când avem o lună plină în gemeni. Uf. O, fu, o săptămână foarte interesantă pentru toate zodiile. Repet, sunt sceptică cu privire la vreo rețea de socializare să nu cadă, să nu se întâmple nu știu ce chestii. Da, o să discutăm exact. Și hai să începem. Zodia Berbec, pentru tine, ziua de luni te găsește într-o poziție foarte bună. Da, se mențin acele tensiuni în viața ta, doar că în această zi poți să ai o surpriză foarte plăcută. Primești o veste bună, o apreciere din partea unui prieten. De asemenea, unii bărbăcei aveți ocazia să. Um, nu știu, să primiți acel invold, să primiți poate acea binecuvântare, acel semn, cum că e bine să îți asculți intuiția, cum că e bine să faci ceea ce crezi tu și în ziua de luni este bine ca, indiferent de ceea ce ai de făcut, să, să te concentrezi în primul rând pe tine. Bineînțeles că discutăm despre și o zi în care poți să faci cumpărături, poți să primești niște bani, primești niște cuvinte frumoase, ți-am spus cineva te aplaudă pentru că i-ai deschis o ușa să intre în clădire. Acum dau exemple banale, dar pentru unii pot fi lucruri importante. Alții, dacă vreți să vă cumpărați ceva, dacă aveți de lucru cu zona aceasta a banilor luni, chiar e o zi bună și vezi că dacă ieși și primești bani de lunea, se spune că primești toată săptămâna. Acum, na, și un cadou și o atenție. Uh, orice e binevenit, hai să vedem, dragi bărbești și tarotul ce transmite. Ce trebuie să știi. Prima carte 3 de spade și cu marea preoteasă. Aici se pare că nu știu, ceva nu-ți place, ceva nu-ți convine, însă până la urmă se pare că tu reușești să vezi dincolo de aceste lucruri mai puțin plăcute. Unii bărbeci puteți să aflați niște secrete, puteți să aflați niște lucruri destul de interesante. 6 de cupe care vine cu o bucurie, dar vine cu o conexiune aici cu o persoană din trecut. Intri în contact cu un copil, cu o persoană dragăție, un suflet pereche. Ultima carte cinci de bâte poate să fie și o zi puțin agitată, așa cum ți-am spus, marte guvernatorul tău încă este în niște relații destul de. ciudate, să spun așa, Cu mai multe planete poate să fie o zi în care, așa cum ți-am spus, ți se cere să ți asculți intuiția, poate să lași puțin de la tine și să începi în primul rând să te apreciezi tu pe tine, da? să nu ai pretenții de la alții. Chiar asta ți se spune și în cărți pentru ziua de luni. Zodia Taur. Pentru tine este o zi în care ești în formă, te simți bine. Pot apărea tot felul de aprecieri la locul de muncă, vezi că ai o intuiție bună și Problema la tine poate să vină astăzi din partea prietenilor, din partea celorlalți, din partea știu eu, unor contracte sau din partea unui, unui colaborator pentru unitauri. tauri. În relația cu ceilalți lucrurile sunt puțin tensionate astăzi, dar sfatul este să țintești undeva sus. Chiar ți-ar prinde bine. Da, motanul are treabă, zgârie canapeaua. Deși are casa lui, dar... Pentru tine, Marea Preoteasă, o zi cu multă intuiție, așa cum ți-am spus și la început, dar este o zi în care secretele sunt la ele acasă doi de monede, parcă intuiești tu acolo ceva, dar nu ești sigur pe tine, oscilezi când în stânga, când în dreapta, nu prea știi tu foarte bine ce vrei să faci. Poate să fie o zi în care ești prins între două activități și uite, ai eremitul, o legătură cu Zodia Fecioară. Cartea, să știi că îți poate vorbi foarte frumos despre faptul că dai dovadă de o înțelepciune specială astăzi și vezi că o persoană importantă din viața ta te poate ajuta. Eremitul chiar vine aici cu multă înțelepciune. E ca și cum te duci la cineva și ceri un sfat în legătură cu o decizie pe care o ai de luat. Ultima carte, 6 de monede, poate să fie o zi în care primești un cadou sau cumperi ceva, dai niște bani, primești niște bani, primești un cadou, nu știu. Dar e o zi aproximativ liniștită. Zodia gemeni. Pentru tine vezi că e o zi în care e bine să nu te supra -soliciți. ascultă mă că știu ce spun luna e tot pe acolo și la mine uh, nu trage de tine vezi că este o zi în care poți să ai așa o intuiție mare poți să Conștientizezi multe lucruri, ai parte de tot felul de surprize care mai de care mai interesante, mai plăcute, care țin de cariera ta. Ideile tale pot fi apreciate, doar că na, problemele pot veni de la locul de muncă sau de pe zona sănătății sau din zona animalelor de companie. Așa că atenție, nu te supra-solicita, fă atât cât poți și e ok. Marte retrograd la tine în zodie cu siguranță te agită, cu siguranță îți mai ia din energie și chiar este un moment în care ți se cere să dai dovadă de o intuiție foarte, foarte bună și de o înțelepciune aparte de care știu sigur că, că poți să dai dovadă. Și avem marele preot pentru tine. Sper că ai ascultat partea de început, pentru că această carte reprezintă energia generală pentru această zi. Avem puterea, o legătură cu un leu și cumpătarea invers, o legătură cu un săgetător. Ceva s-a liniștit în viața ta, ai acceptat o idee și când colo se întâmplă ceva, pentru că eu o zi cu surprize foarte mari pentru tine, și pac, iar încep discuțiile. Îndrăgostiți, uite, îndrăgostiții, cartea ta. Păi unii gemeni chiar aveți discuții serioase da? cu cineva în legătură cu o relație serioasă, în legătură cu un angajament serios. Poate chiar unii gemeni aveți niște surprize total neașteptate în legătură cu un cuplu. Acum pot fi doi prieteni de-ai tăi, da? poate să fie un cuplu din familia ta, nu-i neapărat vorba de tine. Soarele, wow, o legătură cu un, cu un leu sau cu un berbec. Uh, totuși, este o zi bună. Soarele vorbește de bucurie, vorbește de împlinire, dar și despre faptul că reușești să clarifici ceva într-o situație. 6 de cupe vorbește de o legătură cu o persoană din trecutul tău. Da, există astfel de predispoziții pentru ziua de luni. Casa 12 este și o casă a trecutului, dar văd aici o puternică legătură cu un suflet pereche, ceva te bucură, ceva îți ridică moralul și asta e foarte bine. O zi intensă, repet, o zi cu alegeri foarte puternice. Zodia Rac. Bun. Pentru tine este o zi în care ai tot felul de surprize din partea unor prieteni, o zi în care ieși, te întâlnești cu oamenii, îți pui părerea și chiar ai surprize plăcute. Însă, văd că este o zi intensă în care poate chiar te gândești serios să închizi o relație de prietenie sau să transform puțin lucrurile pe acolo. În egală măsură, problemele, da, pot apărea în relația cu persoana iubită, în relația cu un copil. Poate să fie chiar o zi în care parcă ai vrea să te mai relaxezi, parcă ai vrea să te simți bine. Dacă ești o persoană singură, ai ocazia să cunoști pe cineva, doar că nu știu cât de mult vei observa tu acea persoană. Pentru că acea persoană cu siguranță te va observa pe tine cum repet, depinde de fiecare în ce situații vă aflați. Iar dacă ești într-o relație de iubire, încearcă să eviți astăzi întâlnirile sau dacă te întâlnești, încearcă să trăiești momentul și să nu ceri prea multe. Una îți dorești, alta se întâmplă. Pentru tine șase de cupe, o legătură văd aici cu niște persoane mai tinere, cu niște persoane mai imature, dar văd și o supărare o supărare legată de un grup de prieteni, o supărare legată de un grup mai mic de oameni, dar parcă e ceva vechi, nouă de monede, poate e ceva legat de un cadou sau de o sumă de bani, totuși este o zi în care te simți apreciat, o zi în care te, te simți tu apreciat, dar parcă nu e exact ce îți dorești, nu e exact ce ai visat tu acolo. Trei de spade. Se pare că încerci să-ți vindeci puțin anumite probleme astăzi, încerci să comunici cu cineva și să rezolvi acele probleme. Ultima carte, Faietonul, este cartea ta, un drum pe care îl faci. Sau poate chiar o să fii pus într-o situație în care o să fie nevoie să-ți păstrezi foarte mult acel echilibru mental. Asta e vital pentru tine. Zodia Leu, pentru tine ziua de luni este foarte bună, strălucești de-a dreptul, te simți bine. Este adevărat, încă se simt acele tensiuni, dar e o zi în care poți să rezolvi ceva legat de o relație, de o înțelegere cu o persoană pe care tu o respecti mult, ai o discuție cu cineva, semnezi un contract sau faci o înțelegere foarte frumoasă. Pe de altă parte, problemele astăzi să știi că pot apărea din zona familiei, din trecut sau dintr-o problemă legată de casă. Hai să vedem. Faci o înțelegere cu cineva, îți mai găsești ceva, faci anumite lucruri. Prima carte, justiția, o legătură cu zodia balanță. Unii astăzi puteți să aveți surpriza să rezolvați ceva legat de niște acte, de niște hârtii, de niște bilete sau mai știu eu ce faceți voi. Îmi <coughs> cer scuze. Aici mai avem nouă de bâte. e cam teamă ție așa în legătură cu o decizie, parcă cineva dă verdictul, cineva ia decizia și ție ție cam teamă. Hmm de monede, văd o legătură aici cu o persoană care studiază sau cu o persoană mai tânără, iar pentru alți lei văd o puternică legătură cu tot ce ține de zona aceasta a studiului, adică studiezi o ofertă, analizezi ceva. Ultima carte, 5 de spade, văd aici un compromis sau o nedreptate pe care cineva o face sau E posibil chiar tu să simți această nedreptate, dar nu e ceva neapărat negativ E ca și cum cineva se află într-o poziție și încearcă să profite da? Ori de cunoștințele pe care le are, ori de un anumit lucru Văd trei persoane, două supărate și o persoană care este învingătoare În general e o zi bună în care se mai clarifică așa lucruri Zodia Fecioară. Pentru tine este o zi în care ai tot felul de surprize legate de străinătate. Poate chiar apar niște oferte de muncă de acolo. Unii nu știu, stați pe internet și găsiți pe acolo informații interesante. Alții chiar aveți parte de o zi așa mai spirituală, o zi specială. Te apuci, lucrezi la ceva, faci ceva în casă, faci ceva la muncă, asta dacă ești și lucrezi ieși la școală, te străduiești acolo să-ți iasă treaba bine și când colo e posibil să te trezești cu un fel de conștientizare din această o epifanie, dacă vrei, care să te lase puțin cu gura căscată. Vezi că tensiunile pot apărea pe zona drumurilor scurte și de asemenea tensiunile pot veni din partea anturajului pe acolo posibil să fie cineva care nu e de acord cu tine, dar în alte cazuri simt că e ca și cum afli o informație, încep să vezi lucrurile mai clar și încep să conștientizezi că anumite persoane de prin jurul tău cam ar trebui lăsate așa mai, mai deoparte. Hai să vedem. Bineînțeles că și pentru tine încă se simt acele tensiuni. Mercur, guvernatorul tău, tot se ceartă acolo cu anumite planete. Mai toată lumea e puțin bulversată în perioada asta. Dar ideea este că tu ești ajutat prin conștientizarea aia. Nu știu, ai un examen, ai o notă bună, ceva acolo se întâmplă și e de bine. Șapte de spade și cu steaua, au legătură cu zodia Vărsător, văd aici pe cineva care țintește undeva sus. Într-o situație destul de tensionată, de agitată, cu niște rude sau cu niște persoane din anturajul tău, niște prieteni, sunt niște lucruri aici care nu-ți plac și parcă deodată așa îți vine o idee și uite începi să speri tu la ceva mai bine. Următoarea carte, Puterea, o legătură cu Zodia Leu, văd aici o zi cu multă pasiune pentru tine, dar și o zi în care poți avea tot felul de discuții în contradictoriu cu cineva anume. ultima carte, 10 de cupe. Până la urmă lucrurile sunt bune. 10 de cupe vorbește de o bucurie, de o împlinire pentru inima ta. Te simți bine, te simți liniștit, te simți împlinit, bucuros. Și asta e bine. Ai tu o dorință, vrei să faci ceva, vrei să aduci liniștea și pacea așa ca o zână în jurul tău și reușești. Zodia Balanță. Pentru tine este o zi foarte interesantă. O zi în care poți să ai parte chiar de o experiență foarte frumoasă în plan personal, mai ales pe zona erotică. Cei care vă aflați într-o relație de iubire, o zi bună să vă întâlniți cu partenerul, să discutați anumite lucruri, cu toate că întâlnirea respectivă poate să fie ceva mai aprinsă, poate să fie ceva mai intensă. Nu mă refer neapărat într-un sens negativ, asta dacă lucrurile sunt liniștite între voi, poate să fie o zi cu multă pasiune cu voie bună uh, pentru alții dintre voi, cei care sunteți singuri, aveți ocazia să întâlniți o persoană, dar. Uh, o să rămâneți și voi uh, surprinși de lucrurile care uh, care se vor petrece așa de la prima întâlnire e ca o atracție din asta mare. Pe de altă parte, cei care aveți legătură cu băncile astăzi sau cu, știu eu, cu zona aceasta a banilor, da, cu zona moștenirilor, e o zi bună, reușiți, doar că poate să se rezolve situația în așa fel încât pe de o parte să nu-ți convină, pe de altă parte să te simți bine, da, în plăcerile tale din viața de zi cu zi, da, să fie ceva ce nu-ți place. Hai să vedem și tarotul ce-ți transmite. Cinci de cupe, da, se pare că ceva nu prea-ți place aici, poate chiar e o problemă legată de o relație, poate te simți singur, nu știu, îți cauți pe cineva alții dintre voi o, sunteți într-o relație, dar lucrurile nu funcționează sau e o problemă aici legată de suflet, uite și văd aici că ai alături totuși familia, ai alături persoanele din jurul tău, ai un ideal în mintea ta, adică ai o idee fixă, știi ce vrei, dar e important să și lupți pentru ea. Îndrăgostiții, o legătură cu Zodia Gemeni, văd aici o decizie pe care o ai de luat, o soluție pe care o găsești la o problemă, dar în egală măsură poate să fie și o zi în care pur și simplu simți lucrurile extraordinar de intens. Ultima carte, Cavalerul de băte. uite, foarte frumos. Îți spuneam că e o zi cu pasiune, o zi energică, o zi frumoasă, dacă vrei să te distrezi tot înainte, însă e important să faci ceea ce simți și să mm, să ai curajul acela să acționezi, nu să stai pe loc. Da? Zodia Scorpion Pentru tine este o zi în care ai o surpriză plăcută din partea unei persoane... Foarte dragi ție. poate să fie uh, o surpriză legată de niște acte și de casă sau de o înțelegere pe care o faci, de o activitate pe care o faci împreună cu o persoană foarte apropiată ție. Uh, în egală măsură, se întâmplă tot felul de lucruri pe acolo care e posibil ca inițial să nu-ți convină. Vezi că ziua de luni este foarte bună pentru tine să. Uh, să-ți exprim punctul de vedere, dar în egală măsură este o zi în care e bine să. Să profiți de această oportunitate de a avea acea discuție cu persoana dintr-un trecut mai îndepărtat sau de a rezolva niște probleme foarte importante, așa cum am spus legate de casa ta, pentru că pe acolo sunt niște chestii. Hai să vedem dragi scorpioni. ce se întâmplă. La baza pachetului 7 de monede, 7 8 de monede, nu știu, da. Oboseala, aș spune cuvântul. Totuși și cu soarele, o legătură cu un leu, cu un berbec. Lucrezi aici la un proiect sau îți ajuți un copil cu ceva anume, ajuți o persoană dragăție. Unii parcă vă pregătiți aici pentru o ieșire, pentru o vacanță, pentru ceva anume. Cavalerul de spade. Uite, apare astăzi discuții neașteptate. Se întâmplă tot felul de evenimente surpriză. Atenție cum conduce astăzi în egală măsură. Lucrezi tu aici la ceva, te concentrezi, doar că apar lucruri neprevăzute. Nu știu, vecinii dau cu bor mașina, se întâmplă ceva. Pentru că e o zi în care ție ți se spune foarte clar că e cazul să socializezi, e cazul să lucrezi împreună cu cineva la o problemă. Nouă de spade și acest lucru neprevăzut te cam stresează. Văd aici ultima carte, regele de monede. Este o persoană pe care te poți baza și care să știi că te poate ajuta în această problemă, dar e important să comuni și să accepti ajutorul celorlalți. Asta e vital pentru tine. Uh, regele de monede poate să vorbească și despre ceva ce are legătură cu mediul rural sau cu o persoană care este mai învechită în gândire, cineva care se mișcă mai greu, e o persoană care valorizează banul într-un mod diferit față de tine. Poate e cineva dintr-o zodie de pământ, taur, fecioară, capricorn, sau o sumă mare de bani, o casă, ceva de genul acesta. Zodia Săgătător, pentru tine este o zi în care ești preocupat de muncă, pot veni tot felul de surprize plăcute din partea colegilor de la muncă, poți avea tot felul de surprize plăcute atunci când vine vorba de o negociere. Când spun negociere, nu știu, vrei și tu să convingi un coleg că, nu știu, să mergeți undeva sau. Vrei să convingi un coleg să te ajute sau vrei tu să-ți împui ideea într-un proiect și e ok, ești ascultat astăzi, toate bune și frumoase, doar că vei rămâne foarte surprins de reacția anumitor oameni din jurul tău. Sunt niște lucruri acolo care te vor surprinde destul de mult, dar în mare parte totul e bine și frumos. O zi în care ar fi bine să acorzi o mai mare atenție și problemelor de sănătate. Hai să vedem, dragi săjetători, ce trebuie să știți voi din partea tarotului. Uite, Marea Preoteasă, foarte interesant. Marea Preoteasă vorbește despre secrete, uite, despre un sentiment nou pe care l ai. Simți tu acolo că ceva începe să se deblocheze, ceva începe să meargă într-o anumită direcție. Foarte interesant acest aspect. Prima carte pentru tine, 6 de cupe, care vorbește despre o legătură cu un copil, cu o persoană mai tânără poți afla niște lucruri foarte interesante printr-o discuție, dar vezi că sunt lucruri dintr-un trecut mai îndepărtat. 5 de cupe, ceva aici nu-ți place, nu-ți convine. 5 de cupe vorbește și despre o persoană care se concentrează foarte mult pe trecut, da? Afli niște secrete tu astăzi, afli niște lucruri. Ultima carte 10 de cupe, o bucurie până la urmă, ți se clarifică ceva pentru sufletul tău, pentru inima ta și asta e foarte bine. O zi cu foarte, foarte multe emoții pentru pentru tine îmi dau seama, repet că. Uf, uh, ești într-o perioadă așa puțin. Uh, ciudată, da, mai ales în relația cu persoanele de pe aici de prin jurul tău. Familie prieteni și așa mai departe, dar. Uh, vezi că e o perioadă care o să treacă și abia după decembrie încolo sau chiar din a doua jumătate a lunii decembrie O să conștientizezi tu cu adevărat cam cum stau lucrurile și de ce s-au întâmplat anumite chestii Zodia Capricorn Pentru tine este o zi în care ai niște surprize foarte plăcute din partea persoanei iubite sau... Dacă ești o persoană singură, ai ocazia să cunoști pe cineva, e o zi bună să te distrezi, să te simți bine, să te preocupi de copilul tău interior sau copilul tău fizic, asta dacă ai copii. Sub micile supărări să spun așa, pot veni din partea unor prieteni sau pot veni din planurile pe care vrei să-ți le faci alături de o persoană. Chiar e posibil să te trezești cu niște vorbe nu foarte plăcute, adică tu să spui că vrei ceva și omul ăla să spună, da, 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 te iubesc, te ador, dar nu pot să fac lucrul respectiv sau eu nu sunt de acord să fac asta. Dacă ai astăzi neapărat o întâlnire cu persoana dragăție, cu un copil și așa mai departe, încearcă doar să trăiești momentul, să te bucuri de ce ai acum și lasă puțin planurile de viitor pentru mai încolo, sau dacă vrei tu neapărat să vezi până unde pot duce lucrurile respective e ok, vorbește, dar să te aștepți de la niște răspunsuri care te vor surprinde destul de mult. Regina de băte, o legătură cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător, motanul e posibil să cadă de pe calorifer, cu tot cu perdea, sper să nu, că mai mai căzut odată și a rupt-o. Așa. Trei de cupe, da, dragi capricorni, aici, în unele cazuri văd o senzație de gelozie, o rivală sau o problemă legată de un adolescent Hmm șase de spade, uite un drum pe care ori tu îl faci, ori cineva face un drum către tine. Programezi ceva o distracție, o întâlnire, ultima carte șase de bâte. Până la urmă ești victorios din toată povestea asta. Șase de bâte vorbește de o bucurie pentru tine în ziua de luni și asta e bine. Ți-am spus ești apreciat, ești bine văzut, doar că o să rămâi și tu surprins de anumite reacții repet. Ale unui grup de oameni din care faci parte sau în care vei merge luni, sau rămâi surprins în legătură cu niște reacții legate de niște prieteni sau chiar de persoana iubită. Dar, repet, până la urmă, lucrurile sunt bune. Bun. Zodia Vărsător. Pentru tine este o zi în care familia și casa sunt foarte importante, și chiar e posibil să te impui destul de mult în anumite probleme uh, și să ieși învingător. Uh, problema, ca să spun așa, sau uh, neplăcerile pot veni din partea șefului sau din partea unei persoane cu autoritate din viața ta, adică iubitul, șeful și așa mai departe, soțul sau mai știu eu în ce relații sunteți. E cineva care ocupă o poziție importantă în viața ta, cel puțin din punctul tău de vedere și de acolo bineînțeles că pot apărea mici mari tensiuni. Dar în general e o zi bună pentru tine în care vezi că poți să faci niște schimbări foarte mari legate de casă, familie, mamă, treburi casnice sau pentru unii poate e vorba pur și simplu de Să zic așa de niște schimbări pe care le poți face în locul în care tu lucrezi, da, sau locul în care îți desfășor o anumită activitate, fie că e școală, fie că e birou sau mai știu eu unde lucrezi tu. Vezi ce modificări faci pe acolo că se supără șeful astăzi, da, sau proful sau mai știu eu în ce situație ești. Dar în rest eu o zi bună, da. O zi în care tu și taurii sunteți la voi acasă. Acționați, faceți ce vreți. La baza pachetului, 8 de monede și cu regina de cupe. Ai tu legătura aici cu ceva, faci treabă, da? 5 de, de monede, 8 de monede, da? Se simte oboseala. 8 uh, de monede și regina de cupe. Lucrezi la ceva pentru sufletul tău, uite, o legătură cu o persoană sensibilă, dulce, iubitoare, poate o zodie de apă, rac, scorpion, pești. Uite, spânzuratul, o legătură cu zodia pești. Ceva te deranjează aici, dar tot spânzuratul îți spune că ar fi bine ca în ziua de luni. Să privești o problemă dintr-o altă perspectivă, poate să fii puțin mai rațional, tu chiar ai voie să fii puțin rațional în această perioadă, lasă plăcerile și lasă uh, chestiile astea de instinct că nu prea funcționează la tine. Asta ești, ești într-o perioadă în care raționalul e la el acasă și ne poți ajuta pe toți ceilalți care nu avem marcaș de vărsător pe acolo. 8 de spade, 8 de spade vine și îmi spune despre faptul că acest blocaj poate chiar îți dai seama că e la nivel mental, da, nu știu, cineva e blocat, o persoană. Ai văzut și pe cineva care se cam sacrifică. Zodia pești. Pentru tine este o zi în care. Ai, to ai niște surprize plăcute legate de anturajul tău, de adică persoanele din apropierea ta, frați, surori, prieteni extrem de apropiați, ai niște surprize plăcute legate de niște drumuri scurte pe care le faci sau chiar ai niște surprize plăcute legate de o conversație și nu te gândi la dragoste sau la nu știu ce chestii pur și simplu te întâlnești cu o persoană dragă ție, stai de vorbă și așa mai departe. Vă spun că unii vă gândiți la niște chestii uriașe, așa, cu toate că sunt previziuni zilnice. De unde poate să vină problema? Păi din zona străinătății, din zona universităților. Sunt niște persoane pe acolo care au așa niște principii mult mai sus decât trebuie și e posibil să ai niște reacții ciudate de acolo. Bineînțeles că pot exista și discuții în contradictoriu pentru tine astăzi, dar în urma cărora interesant este că reușești să îți clarifici anumite probleme. Chiar ai niște surprize extrem de plăcute. Prima carte nouă de spade și cu regina de băte. O teamă legată de o rivală, legată de o persoană pe care nu prea o suporți. Dar tot nouă de spade și cu regina de băte. Să știi că vorbește și despre... Nu știu, de faptul că ești stresat în legătură cu orice activitate, orice glumă pe care o spui. Poate să fie o zi în care toată lumea vrea să glumească, vrea să mă rog, vrea să se simtă bine, dar e cineva acolo care ia lucrurile mult prea în serios și vezi că nu ești tu, e cineva. Bun, tu e posibil chiar să mai liniștești atmosfera. Ce, ce, ce să-ți facă? Ai un rol important în viața noastră. Șase de spade. Uite, un drum pe care îl faci sau mai multe drumuri, da, pui ceva în mișcare, trei de cupe pentru o petrecere, pentru o bucurie, o întâlnire, nu știu, vine Moș Nicolae sau te transformi în Moș Nicolae. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru toată lumea. Eu îți mulțumesc pentru atenție te îmbrățișezi, nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți. De asemenea, vă mulțumesc pentru înțelegere, sper să apară cât mai repede toate filmările pentru 2023, mai am trei zodii de făcut. Sper să reușesc, repet, nu vreau să trag de mine pentru că și așa nu mă simt bine și cred că se vede și nu vreau să rămâneți fără horoscop sau fără filmări vreo săptămână, două până îmi revin. Bun, vă îmbrățișez și vă doresc o zi de luni superbă și vă doresc o săptămână cu, cu miracole. Da? Să sperăm că este o săptămână în care se mai detensionează lucrurile.